Salut! Sunt Florin de la atelierul Top.ro și astăzi vă prezint telemetrul laser Bosch GLM80 din gama Bosch Profesional. GLM80 este un aparat de măsurat compact și util cu funcții avansate. Distanța minimă care poate fi măsurată este 5 cm, iar cea maximă este 80 de metri cu o precizie de 1,5 mm. Acest telemetru este prevăzut cu un acumulator pe tehnologie litiu-ion de 3,7V și 1,25A, putând efectua 25.000 de măsurători cu acumulatorul complet încărcat. GLM80 prezintă funcțiile simple. Măsurarea distanței, ariei, a volumului, adunarea și scăderea. În plus, apăsând pe butonul de funcții, puteți accesa următoarele funcții complexe. Măsurarea continuă, Pitagora simplă, măsurarea indirectă a lungimilor, măsurarea indirectă dublă a înălțimilor, măsurarea suprafeței pereților, temporizator și măsurarea înclinărilor. Măsurătorile indirecte duble a înălțimilor și indirecte a lungimilor sunt utile pentru zonele greu accesibile. De exemplu, atunci când suprafața țintă nu este reflectorizantă sau poziția din care se măsoară un imobil este deasupra nivelului solului. Temporizatorul este util pentru măsurători efectuate în locuri greu accesibile sau atunci când trebuie împiedicate mișcările aparatului de măsură în timpul măsurării. Intervalul de timp poate fi setat între 1 secundă și 60 de secunde. Măsurarea va avea loc după intervalul de timp selectat. Adunarea și scăderea rezultatelor de măsurare, cât și măsurarea minim-maxim, nu sunt posibile în funcția de măsurare temporizată. Măsurarea suprafeței pereților servește la determinarea sumei mai multor suprafețe individuale care au o înălțime comună. Premiza unui calcul corect este ca înălțimea pereților să fie aceeași la toate suprafețele parțiale. Datorită funcției de nivel digitală, valoarea înclinărilor este afișată și în celelalte funcții de măsurare. Senzorul de înclinare este de 360 de grade, făcând posibilă o gamă largă de măsurători. Ca plan de referință servește partea posterioară a aparatului, iar dacă apăsați încă o dată tasta de măsurare a înclinărilor, planul de referință devine suprafața laterală a telemetrului. Foarte important Indicatorul clipește dacă în timpul măsurării telemetrul este înclinat prea mult în lateral. Pentru o precizie sporită în măsurători, vă recomandăm șina de măsurare R60. Pentru măsurare, acest dispozitiv prezintă patru planuri de referință diferite. Marginea superioară, poziția filetului, marginea inferioară și marginea inferioară a pinului de măsurare. Pinul este foarte util la măsuratul din colțuri, având două poziții iar poziția filetului este recomandată la folosirea stativului. Prezintă soft grip pentru o prindere cât mai sigură a telemetrului. Ecranul luminos al acestui telemetru se activează în funcție de lumina ambientală, iar imaginea de pe display se rotește atunci când telemetru este înclinat la peste 70 de grade. Aceste opțiuni, împreună cu volumul sunetului și unitățile de măsură, pot fi activate sau dezactivate din setări după preferințe. De asemenea, este prevăzut cu protecție IP54 împotriva stropilor de apă și a prafului. În plus, pentru sporirea vizibilității fasciculului laser, vă recomandăm ochelarii optici de la Bosch. Bosch GLM80 vine în pachet însoțit de încărcător, husă protecție, carte tehnică și garanție de un an pentru persoanele juridice și 2 ani pentru persoanele fizice. Pentru informații suplimentare și comenzi, vă așteptăm pe atelierul tău.ro, magazin online de scule electrice și accesorii. Pentru a comanda piese de schimb Bosch, vizitați site-ul atelierul și folosiți codul de 10 caractere de pe eticheta produsului.